La sediul primăriei municipiului Călăraș a fost semnată în data de 15 decembrie predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectul Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra, cunoscut sub numele de Promenada. Proiectul a fost depus de Consiliul Județean Călăraș în parteneriat cu Primăria Călăraș și Primăria Silistra și este finanțat în cadrul programului operațional Interreg 5. La eveniment a participat primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, și reprezentantul constructorului. Astăzi v-am invitat pentru că dacă în data de 3-11-2021 am semnat contractul în ceea ce privește proiectul îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra, așa cum generic am denumit-o noi Promenadă, astăzi facem predarea amplasamentului. Era frumos să mergem pe teren, dar având în vedere condițiile meteorologice, o să facem predarea decât scriptică, pentru că au fost pe teren și au văzut despre ce este vorba și am predat terenul fizic acolo. Și astăzi vom face decât semnarea acestui proiect, mult așteptat de călărășeni, pentru că este complementar cu portul de ambarcațiuni ușoare, cel pe care îl dezvoltă Consiliul Județean, iar aici avem partener atât Silistra cât și Consiliul Județean. Valoarea proiectului este destul de mare, se va duce undeva la 10 milioane de euro. Asta înseamnă că în Călăraș se pot face lucruri bune. Da? Această promenadă, care este o îndiguire către Jirlău și către Dunăre, se va face până la cota terenului și în felul acesta o să facem și o gară fluvială și mai multe lucruri frumoase se vor desfășura pe această promenadă. Da, avem încredere că constructorul se va încadra în termenul de execuție, pentru că termenul de execuție este de 24 de luni. Așa cum v-am spus de fiecare dată, proiectele europene trebuie să le terminăm pe toate, dar pe toate, până în decembrie 2023. Și vom trece la semnarea acestei predări a amplasamentului și sperăm într-o bună colaborare cu dumneavoastră ca împreună să reușim în 2023 decembrie să predăm această lucrare mult așteptată de călărășeni. Dacă doriți să spuneți ceva? Noi o să vorbim prin fapte. Când o să începem să lucrăm, o să vă invităm presa în permanență să fiți. Cred că e un lucru foarte bun că e același antreprenor la cele două lucrări ca să... Sigur. Poate face. Pentru că nu mai e nevoie atunci cineva să stea între doi antreprenori care nu se înțeleg, atunci fiind nu știu, un singur antreprenor, fiind un singur antreprenor, atunci își va da silința și toate lucrurile vor concura așa cum trebuie și veți avea o bună coordonare pe ambele fronturi, să spun așa, pentru că trebuie să ne terminăm până în 2023. Sperăm ca și vremea ține foarte mult de nivelurile Dunării în anii următori și explozia de prețuri internaționale care se petrece, să sperăm că până la urmă se întâmple mai mult decât estimăm. Să sperăm că până la urmă această dinamică a prețurilor care de o jumătate de an tot ne-a dat peste cap, se va potoli și putem să concretizăm niște lucruri pe termen lung. Și pentru că dacă se stabilizează prețurile, putem să găsim și soluțiile pe termen lung. De acord. Acum o să semnez predarea amplasamentului. Să știți că nu am pix. Nu dau abscriu. Și acum semnăm și în ordine de începere a lucrărilor. Da. Vă mulțumesc frumos și să avem un parteneriat așa cum trebuie. Doamne ajută! Vă mulțumim! Asta a fost tot. Vreau să fiți alături de noi tot timpul. Vrem transparență și o să fiți prezenți cu certitudine și pe șantiere, pentru că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a disemina toate aceste lucruri bune, pentru că presa, cred eu, că așa trebuie să funcționeze. Pentru că aveți și colegi, spun eu colegi pentru că se auto-intitulează ziariști, care vânează numai mizerii, din păcate.
Vă mulțumesc încă o dată și spor la treabă. Doamne ajută!